Salut și bun venit la video 2 despre întrebarea sau direcția cine sunt eu, cine ești tu, cine suntem noi. Când punem o întrebare, când formulăm o expresie sau o propoziție, noi o formulăm la un anumit timp verbal. Sunt trei timpuri principale, restul le lăsăm deoparte. Trecut, prezent și viitor. Orice întrebare ai crea-o, o adresezi la unul dintre aceste timpuri. Poți să zici ce fac eu acum. Deci poți să zici ce fac eu acum. Poți să zici ce am făcut eu acum 3 secunde și poți să zici ce voi face eu în următorul minut, într-un minut, în viitor. Ce se va întâmpla în viitor, într-un minut? Vezi că fiecare propoziție are nevoie să fie exprimată la un anumit timp verbal sau existențial, acum, în trecut sau viitor. Și când te întrebi cine sunt eu, te întrebi de fapt trebuie să stabilești mai întâi la ce timp pui această întrebare. Cine sunt eu acum? Cine sunt eu? Cine am fost eu? Sau cine voi fi eu? Și există întrebarea deasupra întrebărilor care zice cine sunt eu și care cuprinde toate aceste răspunsuri. Cine am fost eu, cine sunt eu acum și cine voi fi eu? Oarecum când pui această întrebare, cine sunt eu, poți să mergi pe direcția prezentului sau poți să mergi pe direcția întregului, care cuprinde trecutul, prezentul și viitorul. Și pe care ce lucru vrei să afli? Vrei să afli întregul sau vrei să afli momentul prezent, ceea ce ești în prezent? Revenind la întrebarea sau ce am făcut, ce voi face eu într-un minut, uite asta fac. Am pornit din degete. Ăsta era răspunsul la întrebarea care am pus acum un minut. Ce voi face într-un minut în viitor? Și asta am făcut. Am pornit din degete. Bun, lăsând la o parte chestia asta. Deci, când punem întrebarea cine sunt sau când punem o întrebare, trebuie să stabilim. O punem ca din pentru că vrem să aflăm întreaga imagine sau pentru că vrem să aflăm ceea ce este el acum, în momentul prezent. La fel ca o mașină care este în service, la reparații, și zici ce este această mașină, poți să zici că este o mașină roșie, că este o mașină turtită în față și te referi la momentul prezent, ce vezi tu acum în momentul prezent, sau poți să zici că este o mașină turtită care a avut un accident acum un an de zile, s-a ciocnit de un tir, a intrat în gar, s-a răsturnat de 3 ori. Asta este imaginea întreagă care cuprinde trecutul, poate și prezentul, dar și viitorul în care zici că o să putem repara această mașină, dar te va costa 3 bețe. Și, na, deci, când pui întrebarea, trebuie să stabilești ce vrei să afli și la ce timp cauți răspunsul. Care e timpul la care cauți răspunsul? Timpul de acum sau timpul din afara timpului care cuprinde totul?
trecutul, prezentul și viitorul. E timpul care nu are timp. Pentru că lucrurile nu există neapărat într-un timp. Lucrurile nu există neapărat într-un timp. Pixul ăsta nu cade în o secundă sau două. El există, căderea lui există nu în timp, ci el există în funcție de forța gravitației, de existența lui depinde de lucruri concrete, nu de timp. Încă e dificil să clarific chestia asta, nici mie nu mi-e clar, dar na, câteva idei așa. Bun. Și na. Cine suntem noi? Cine sunt eu? Cine ești tu? Dacă ne referim la prezent, putem să zicem, primul răspuns ar fi, suntem acest corp. Ăsta este corpul meu. Uitați-vă la voi în oglindă și o să-l vedeți pe al vostru. Uitați-vă în camera telefonului, faceți-vă un selfie și o să vă vedeți corpul vostru. Și zicem, acesta este corpul meu. Este un răspuns. Cine sunt eu? Tu nu cauți cuvinte, acesta este corpul meu, pur și simplu te uiți. Țineți minte din clipul trecut că noi nu, când punem întrebări, noi nu căutăm să formulăm expresii, propoziții sau cuvinte. Noi căutăm să ne conectăm percepția. Și percepția este asta. Te uiți și vezi. Asta ești tu. Bun. Ăsta este primul răspuns. Percepția se conectează foarte ușor cu asta și își vede corpul. Ăsta este o direcție în care se poate conecta percepția. Când vine vorba despre cine ești tu. Însă, ea se poate conecta și pe altceva și totuși să zică că și acel lucru ești tu. Unul dintre aceste lucruri este cunoașterea. Ce lucru știi? Și dacă întrebi cine ești tu, poți să zici că ești cel care știe că apa curge de la munte la vale și nu curge de la vale la munte. Tu știi că tu ești acel cineva care știe că merele, perele, fructele cresc în copaci și nu în pământ, la fel ca cartoful, ceapa sau ridichea. Știi chestia asta, ești cineva care știe. Bun, deci ajunsese să ne dăm seama că suntem acest corp, dar suntem și ceva aici, undeva, care știe. Știi aceste lucruri simple, nu foarte wow, dar le știi. Ești cineva care știe. Alții sunt care nu știu. Majoritatea oamenilor maturi știu chestia asta. Copiii, un copil de 2 ani, nu o să știe. Tu, dacă ești pasionat de, ce să zic, de animeuri, nu știu, un anime popular care v-ați uitat cu toții,
Ce anime o să zic? Naruto. Nu știu câți de voi știți. Cum îl chema pe prietenul lui Naruto, care a fost și prietenul, care a fost oarecum rivalul lui Naruto. Voi o să știți răspunsul. O să vă aduceți în minte imaginea lui. Însă altă persoană care nu s-a uitat la Naruto nu o să știe. Voi o să fiți cineva care știe, acea persoană o să fie cineva care nu știe. Voi o să fiți cineva care are acest corp, altă persoană o să fie cineva care are corpul său. Și totuși, chiar dacă tu ai corpul tău, acea persoană are corpul ei, chiar dacă tu ai cunoașterea ta, acea persoană are cunoașterea ei, fiecare este ceva. Și acel ceva este, răspunsul la acel ceva este, eu sunt un corp, eu sunt o cunoaștere. Acest răspuns se aplică atât mie, atât ție și atât altei persoane. Fiecare are corpul ei, chiar dacă e diferit, toți avem un corp. Fiecare are cunoașterea sa, chiar dacă eu am cunoașterea mea, tu ai cunoașterea ta, acea persoană are cunoașterea ei, toți avem o cunoaștere. Ea e diferită sau nu, dar toți avem una. Bun. La fel când vine vorba de o altă direcție pe care poți pune accent este ce îți dorești sau ce îți place. Aici nu o să intru prea mult în detalii, că încă nu mi-e foarte clar. Nu sunt prea în conexiune cu aceste lucruri. Probabil că unii dintre voi care sunteți conectat profund cu acest lucru, v-ați dat seama că nu sunt, pentru că vedeți diferența între mine și voi. Dar și asta este ceva pe care poți pune accent, pe care poți percepe că face parte din tine. Plăcerile sau dorințele. Bun, și acum te întrebi cine sunt eu? Și am zis că există timpurile. Dacă zici cine sunt eu acum, pur și simplu vezi. Îți vezi cunoașterea pe care o ai acum, îți vezi corpul pe care l-ai acum, îți vezi plăcerile pe care le-ai acum. Sau dacă vrei să afli întrebarea absolută sau vrei să pui întrebarea absolută și să primești răspunsul absolut, adică imaginea de ansamblu care se cuvinde trecutul, prezentul, viitorul, trebuie să te întrebi cine am fost eu, și anume, care a fost corpul meu, cum a arătat corpul meu, care a fost cunoașterea mea, ce am știut eu în trecut și ce n-am știut, care au fost dorințele mele și care nu au fost, sau plăcerile, sau orice altceva, care putem să-l definim ca noi, cine sunt eu acum, plăceri, dorințe, cunoaștere, corp și așa mai departe. Cine voi fi eu în viitor? Plăceri, dorințe, cunoaștere, corp și așa mai departe. Deci, na, când pui întrebarea, o pui acum, la momentul prezent, vrei să afli momentul prezent sau vrei să afli întregul? Deci, răspunsul se împarte în concentrarea pe prezent sau concentrarea pe imaginea de ansamblu. La fel, răspunsul se împarte în, după cum am zis în primul video, în conectarea percepției, nu în găsirea de cuvinte, propoziții, exprimări, ci în conectarea percepției.
Conectarea percepției cu tine. Corp, cunoaștere, dorințe, plăceri. Acestea sunt câteva lucruri principale care definesc identitatea oamenilor. Iar aceste identitate, aceste ramuri pot fi diferite în timp. În trecut, acestea au fost într-un anumit fel, în momentul prezent sunt într-un anumit fel și în trecut vor fi în viitor vor fi poate într-un mod diferit de acum sau într-un mod diferit de trecut sau într-un mod diferit atât de prezent cât și de trecut, într-un mod total nou. Sau te uiți pe toată durata existenței din trecut până în viitor, până când o să mori și o să-ți dai seama că asta ai fost tu. Și cam atât cu acest video. Te salut!